Ce, mă, Lucene, faci greutăți? Da. Oricum, eu tot te bat la biliard. Deci să nu Bam. spui tu la mine că nu te bat la biliard, că te spui. Uite, eu sar pe masa ta. Fiți-a rămas. E că ca să rămâi pe masă mea. Ai respect puțin de mese, în fine. Salut, doamne, și să te luăm să te hunters și am plână cu Lucian. Și suntem extrem de stresați. Mi s-au întrebat cele mai de căcat chestii. Deci, în primul rând, am intrat și noi pe server, ne-am trezit că nu mai avem niciun item. S-a dat wipe complet. După am zis, bă, ok, hai frate să filmăm cum începe totul, ca șmecherii. Ei, după ne-am trezit că am filmat jumătate din ecran. Aproape am făcut o misiune. După iară, am făcut o misiune, am filmat jumătate din ecran. După iarăși am filmat jumătate din ecran. Dar deci din 7 episoade, 3 le-am filmate pe jumătate. Și pe mă lipeci. Păi, Tulcean, ăștia se joacă șah, tu de ce nu poți? Eu stau pe masă lor. Da, e, și să mă închiși la Dumnezeu, poate de data asta nu filmează decât jumătate. Poate am și eu un noroc acolo, micuț. Știi? Bă, castanul alb, normal, e mai bun decât yellow ăsta, chestia asta, de pe spate. Păi dacă-s la fel, n-are nicio legătură, doar culoarea e diferită. Păi da, dar nu știu unde arată câte spații. Îl pui pe tine, nu știu. Atâta mi-a căzut? Da. Ah, ok. Vrei tu yellow ăla? Da, de mine că eu n-am niciun gazdan. De ce nu mi-ai dat? Și nesimțit ești. Așa, e. Și am făcut și noi 2 misiuni. În care ne-am dus la Petersburg, unde ne-am întâlnit cu unul cu elicopterul. I-am tras, i-am luat tot loot-ul. După, ne-am întors, am omorât pe unul. După, am vopsit căcatul ăla de acolo de sus. Trebuia să mergem la Petersburg, hai că vă și arăt. Și să vopsim rahatul ăsta de aici. Ce-o fi? Vino cu A și dăm heal. Așa. Și după am avut o misiune în care trebuia să curățăm ciupercile. Da. Pentru că suntem atât de inteligenți că putem să facem numai misiunea de la omul de serviciu. Ok, ce să fac? Să-ți dau heal? Câtă viață ai? 80, că m-am înnecat Ia. sub apă. Bravo, ești bun. Pe niște chipsuri. Ok, Ia și tu astea ce? dacă le ia și tu astea dacă le vrei. Asta de metal folositoare. Putem să facem metal sheet de la și metal bar. Chiar, hai să vedem, poate facem și misiunea aia. Nea. Metal sheet. Așa, trebuie să mai facem metal Să mai știe. bar. Ce? Păi îți dau. Ia, ce avem noi nevoie pentru metal bar? Dacă găsesc. Stai să selectez A, avem misiunea. nevoie de un blowtorch, dar nu avem blowtorch. Hai să luăm o altă misiune, mai ușoară. E, mai ușoară. A, dar uite, m-am făcut alea. Stai așa, Lucian, cred că o să fac cea mai mare șmecherie. Fii atent, da? Fii atent. Alea 2 metal și stai așa. Alea 2 metal sheet-uri și vreau să văd dacă pot să le transform înapoi în metal. Știu că, de fapt, știu că poți să le transform înapoi în metal, înainte așa puteai. Așa. Și vreau să văd dacă mai... Da, nu, no, îmi cere iar. Ok. Ce ziceai? De la care să mai avem misiuni de la asta? Ce vreau să... Asta Așa. este un moșneag, ai zis că ne dă o Da, sau să ne dea să testăm o armă. N-ar... Ce faci, mă? Furi deja? armă. Ce copil. Da. Am furat ceva. Eu sunt curios de ceva. A, ăsta de full screen ce face? A, bagă jocul în Windows. Mare chestie. Bă,
Băi, eu am luat de la aparatul ăsta ceva. De la stat ce ai luat? Nu știu, și nu știu ce am luat. Cursed Pirate School. The fuck? Ai luat și tu? Da. Ah, cred că o fi ceva pentru o misiune. Și nu mi-o arată în inventar. Nu, că e pentru o misiune. Ia, poate o fi pentru ăsta. Așa, ăsta practic este învătăcelul lui Măjneagu. Vrea să ar fie de... Uite, deci tu vezi că avem aceeași stație. Ok, ok, stai așa, am o grămadă de lag. Stai așa, fac this game, stai așa. Așa, hai că acum e mai bine, mi-am dat rezoluția de la monitor mai mic, după mi-am băgat acum joc în Windows și acum unde dracu ești? Caută. Să te caut. Măi. Stai acolo. Hai, okay. Haideți să vedem ce misiuni putem să mai găsim. De la asta ce misiune? Nu, de la asta avem misiunea din dreapta. Vreau o misiune ușoară. Ce ușoară misiune pe care putem să o găsim, Luciane? Care, de unde crezi tu că ar fi? Ok, hai să vedem toate misiunile, da? Deci, need any help. Sau am putea să luăm toate misiunile. Așa, de la asta n-avem, nu, de la asta știu că n-avem nicio misiune. Bă, uite un prizonier. Ce? Da, nu vreau să vorbesc cu el. Ok, ăsta e un negru, nici cu el nu vreau să vorbesc. Așa. Ia, stai așa. Ce are, mă? Voi scrie. Bă, tu vezi că de aici lipsește un elicopter? A? De unde? De aici. Erau două, parcă, nu? Aer, păi se le mai mișcă lumea, ce să facă și ei? Ce, crezi că stoi așa toată ziua? Păi, uite, elicopter d-ăsta era. D-ăsta era? Da. A. Atunci nu știu. Ăsta în care am făcut noi intro-ul. Ia, hai să vedem de la care putem să găsim. Ăsta e pilotul cu jetul. De unde e jetul ăla, așa? Do you need any pilots? As a matter of fact, we do need a pilot. We're looking for some experience, so if you stick through to major rank, we'll get you set up. Ok, a spus că dacă facem rankul de major, ne dă... Știi ce ne dă, Luciane? Jet? Da. Ok, ia. Să văd ce reputație am. Eu am 12. Eu am minus 13. Să găsim cât mai multe misiuni să facem. Să vedem de unde putem noi duce să mai luăm misiuni. Nu știu unde ești. Eu urc pe aici, iau, slaud. Ce-mi cer ăsta? Ok, I'll take a look. Ce vrea ăsta? A, ăsta vrea să ne ducem pe aeroport să punem un beacon. Major Lin, Asta ne dă vreo misiune? Nu. Asta? Nu. Asta? Nu. Asta? Asta e comandant. Ce vrea asta? E, uite-mă, asta ne dă misiune. Așa. Commander Lawrence want to get the Russian radio towers working again to broadcast to any survivors still out there. We'll need a toolkit which he says Natalie Dow in engineering can provide. Așa. E, fii atent, Luciane. Asta e, cred că, o misiune mai grea, dar știu că putem să o facem. Așa. Ăsta are un pistol. Da, deci trebuie să luăm un toolkit și să mergem la fiecare turnuleț de la... Deși tu turnuri de alea înalte. Și să le reparăm. Care e aici pe navă sau? Nu, pe hartă. Turnurile. Știu că erau lângă Moscova. Da, deci știu asta sigur că încercuiau Moscova. Toate turnurile alea. Da? Sau zicea să luăm de la aia, inginera, un toolkit. Hai să mergem să luăm. Un toolkit.
Acolo, mă, pe unde intri. Pe lapă. Așa, can I have a brosco repair kit? Ok, brosco repair kit, înseamnă special. Domino, adăvătos, așa, bla, 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 vorbește ca de cu ochiul. Ok, mi-a dat un toolkit de la, întreabă, așa. Da, deci, dacă aici e Moscova, astea, ori ar trebui să fie pe marginea insulei asta pe care stă Moscova, ori pe insulițe. E hai departe? Să, hai să, nu știu, hai să căutăm pe Google, chiar hai să caut pe Google, dar nu știu, eu știu sigur că sunt acolo, lângă Moscova. Și sigur de asta. BRB. BRB? Dai mă, tu mie cu bere. Da. Tu vezi că după te pus și iară să mă cauți. Că, bă, m-am băgat un coș de gunoi. Oh, God. Oh, God, ce cancer! Oh, God, că drag, oh, God, am uitat în apă. I'm too sexy and I know it. Ok, haideți cât timp nu este Lucian aici, haideți să-l bârfim. Ați că Lucian e gay? Nu știați. Știați că Lucian are pisici? Nu știați. Știați că Lucian este o scară? Nu știați. Știați că... Mai știți că ce? Știați că... M-am blocat aici. Bă, Lucian, m-am... A, nu. Hai, mă, dracu, te sun! Am fi, ok, haideți să mergem noi, fără Lucian, să vedem... Hai, bă, frate, nu m-am blocat aici, să vedem ce misiune avem. Da, deci... A, uite, deci avem acolo niște informații. Da, deci, fix Southern Broadcast Tower. Deci, puteți sud, să... Nord, est, sud. Sud e din partea asta. Da, deci, deci sunt trei. Dai. Deci avem Southern, Northwestern, Northeastern. Da, deci cred că sunt pe insulițele astea, Lucian. Hai să mergem mai repede. Cred că sunt pe insulițe, ok, stai așa să văd cât am filmat. Vai, 7 minute, vai cât de intrigant și n-am făcut nimic. Ok, hai. De viteză. Eu știu că te-ai spus la mine. Da, tu știi că not cu spatele, da, știi. Da. După să trească să ne facem și o bază. Dar e departe? Cred că sunt pe insulițele astea de aici. Sunt cam prin mijlocul hărții. Dar noi o să ocolim. O să ocolim totul. Păi bă, așa ne ia un an. Vrei tu să mergem prin oraș? Prin Moscova? A, nu. Așa, tu ce ataci. De ce sunt împușcături acolo? Mă mai întrebi? Sunt împușcat până să-ți răspund. Ok, am mâncat niște chipsuri. Stai. Stai să mănânc și eu să beau. Ar fi trebuit să am niște apă. Apă n-am. E, lasă-mă, descurc. Eu mâncare n-am. Am numai sucuri. E, uite, fii atent cum facem. Îți dau niște chipsuri și tu îmi dai niște suc. Mersi. E, perfect. Ok, hai. Încerc să-mi puși copacul ăsta. Ah. Ok, da, deci... Unul mi se pare că este pe insulița asta. Da? Dacă spune că din sud, nord-vest și nord-est. Nu? Așa trebuie să fie. Aici trebuie să ține drumul drept. Dacă suntem norocoși, găsim și o mașină. Ar fi frumos. Dacă suntem norocoși, găsim și un blowtorch. Mă, chiar să știi că n-ar trebui un blowtorch, Luciane. Ce? Să facem niște... Da, mă... De sudat, știi? Putem să facem bare, bări sau cum dracu o fi, și putem să reparăm și mașini, pereți, toate porcările.
A, uite acolo. Uite, îl vezi? Ăla cred că e. Da. De iluminare sau de... Da, acolo trebuie să mergem noi. Trebuie să le reparăm pe toate. Și câte îs? Îs 3. Pe toată mapa? Pă, da. Hartă. Oh. Idiotul. Știi că e enervant și știi că e și greșit. Poate găsim și o katană. Ar fi frumos. Dar mi-o lași mie, că eu am doar un cuțit mic. Da, eu am un satâr de ăsta mic. Da, așa te mai poate găsim două. Așa da. Da, să oricum mai mergem pe la încă două. Deci nu plânge. Ok, aici de obicei stă lume. Că e bun, e loc bun de campat. În căsuță. În căsuță să te uiți. Că din turn dacă era îl vedeam și eram deja împușcați. YOLO! A, nu e nimeni. Metal! Ok, hai. Arăți gunoții pentru șorganul meu. Dă-te. Ne, nu e. Cuie! Ia tu cuile alea. Da. Așa e. Asta. Și trebuie să apeși. Dă-te, mă, drag. Bă, frate, ce gras ești. Așa e. Și trebuie să repari. Ăsta, fac, am căzut. Apeși pe F. Ok, și l-am reparat. Așa, și mai avem încă două care cred că sunt pe celelalte două instalații. Stai că am luat ceva, am luat trei chestii și nu știu ce sunt. Spune-mi mie cum se numesc. Așa metal te-am. Sheet? Metal sheet? Metal sheet-ul dă-mi-l mie. Că-l fac în scrap. Păi da, dar ne trebuia, ai dat? Păi da, și-l fac în scrap. Și după îl facem la loc în metal sheet. Ocupă mai puțin spațiu. Uite, avem 13. Nu, putem să ne facem și bază de metal. În fine. Așa. Următorul. E, o să trecem pe la depou. Depou de tramvai. Putem să mergem cu tramvai? Nu. Dar putem să găsim blowtorch. Dacă găsim blowtorch, putem să ne și reparăm baza dacă avem chef. Putem să facem mai multe chestii. Putem să reparăm și mașini, avioane. Mai filmează în jumătate? Nu. Sper. E bine. Da, e bine, e bine. Panicatule. Cred că te-am enervat deja, Luciane, o oră jumătate de făcut nimic. Exact. Uite, aia vorbesc că ce de te masturbat. Dăguț. Ce senzual. Ok, hai, sper să găsim un blowtorch. Chiar avem nevoie de un blowtorch. Așa, uite aici un ceva căcat tramvai de rămat. Hai, te plimb tu pe aici, găsești. Știi, e albastru. Ceva. A, uite mă, la ăștia trebuie să le dai 3, bă, ce? Culangii. Așa, e că te... Băi, vezi mă că poate tragi și prin mine. Era să mă nimerești cu capsele. Am găsit un note, ce vezi? Oh, Pavel's note. I haven't talked to anyone from the military before, but this morning guy was sleeping in only to have soldier pull me out. Așa. Așa, the fuck? E bine dacă mă joc cu capsule. Da, fii atent. Am găsit aici o notă în care scrie, scrisă de o persoană, de un autor. Și autorul zicea că s-a trezit de dimineață și a găsit și... Au venit niște, dăștia niște militari și l-au tras din pat. Și l-au pus să lucreze și trebuia să... Asta mă, cum se numea? Să exploateze toate ieșirile din oraș. Interesant. Știi ce înseamnă asta, nu? E parte din povestea asta. Te-ai prins, nu? Mănânc cu...
pâine goală. Mă, ce m-a speriat. Da. Câtă viață ai? A, eu am 100%. Da și mie heal, uite. Câtă viață ai tu? 90. A. Băi, de ce ai făcut de asta mare? Nu știu, acum las. Nu? A, îl consumi, ok. Ok, hai să mergem. În ce direcție trebuie să mergem? În coace. Nu, în partea asta. În coace trebuie să mergem. După ce ai explodat toate ieșirile, l-au omorât? Nu știu, atât a zis. L-au pus să lucreze aici. Nu, de fapt, să... După l-au pus să explodeze toate ieșirile. Și după nu știu ce s-a întâmplat. Cred că l-au pus înainte, aici, după, că îți dai seama că mai întâi a explodat ieșirile și după a scris nota. Că îți dai seama că nu știa cum să zică asta ce se va întâmpla în viitor, adică paname. Și de asta horoscop. Hmm. Ok, sper să nu dăm de nimeni prea rău pe aici. Sper. Sper. Tu nu speri? Ba da. E, uite acolo, celălalt un. Ok, să mai dacă e cineva. Eu, bă. Eu nu văd nimeni, pe nimeni. E, uite, aici ar fi un loc bun de bază, adică, I don't know. Și cum ne urcăm noi tocmai acolo? Pe pod. Știi că un pod mai încolo. Uite un porc. Cred că acum... Bă, sau aici în groapa asta am putea să ne-o facem. Păi dacă de mare și frumoasă e harta asta, tu nu crezi? Mi se pare că e foarte mișto. E prea mare. Băi, frate, eu mă tot găuiești și mă teleportează în spate și mă enervezi. Ah. Ok, să trecem pe aici. Na, nu putem nici pe aici. Poate vezi că ne-am blocat. N-ai cum. Dacă mergem în direcția aia spre ocean. Ei, uite, aia pe aici, pe sus, trebuia să trecem noi. Trebuia. Uite și tu, frate, mă teleportează în spate. Ce pula mea? Ah. Deci îți dau cu Saturn în cap dacă mă enervez. Chiar dacă nu mă enervez din vina ta. Da, așa nu putem să sărim pe aici. Ei, rahat. Hai că eu sunt aici sus. Ai ajuns sus? Cum, pe acolo? Oh, ok. Aici, mă vezi? Mama, frate, mă teleportează în spate! Ce dracu ping? Am ping 100, ce dracu e asta? E normal pentru jocul ăsta, canci. Hai că am ajuns. Cum am urcat sus? Pe cealaltă parte, pe aici? Am sărit. Pe partea asta? Am sărit. Pe ce parte? Păi nu pot să vin jos. Păi vino jos înapoi și arată pe partea asta? Da, hai. Hai, am 100%, hai să vedem. Pac, 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 pac. Oh, mă, la fix. Ok, hai. Uite acolo, hai că am văzut formă. Oh. Serios, deci nu mai am țepe. Yo. Uite, acolo văd turnul ăla de la... Asta mă, de la cum se numea? De la Moscova. Că poate cineva pe aici. Ei, oar nu te pute. Prea tare. Da. A zis prea tare. Hai, poate găsești o katană. Dar nu, sau mașete. Nu, dar nu știu dacă poți pe asta să găsești mașete. Ba da, pe, pe harta asta mă refeream. Te ești jos? Eu urc. Gata, hai. Așa să repar și eu. Vreau să mă pun în fața lui. Așa. Op! Miu!
O, CMLG. Hai. Așa, e și acum trebuie să mai ajungi, uite, pe insula aia, da? Deci trebuie să mergem mult. Păcat că n-am găsit o mașină, adică... Hai, 19 minute. Am filmat. Și cum că 5 sau 7, e bine, hai că nu mai are nimic. În cât timp ajungem acolo? Nu știu. Vedem. Așa, după tine. Pe cealaltă parte, cred că în 5 minute. Dacă mergem drept. A, uite mă, sau asta ar putea să fie un loc bun de bază. Da. Între pe insulița asta, mică și canci și cringe. E un castel acolo. Unde mă, un castel? A, ăla e de la Moscova, da. E punct turistic. Poți să te duci la el și în viața reală. Da? Uhum. Ah, nu știu. Ok, urcăm să pe sus sau pe jos? Hai pe sus, e mai rapid. Mă să fii atent. Că odată am stat sub pod când am început un video și... Da, da. Mare înțeapă. Tu de ce mergi după mine? Dacă vezi că mă întorc și mă întorc chiar și iarăși mă întorc, nici tu unde e corect. Pe aici mi-e frică. Pe aici. Ei, vrăpat. Pe aici mi-e Mergem acolo? Crezi că găsim ceva militar? frică. Unde? Aici, hai. Mi-e frică. E căcat să-ți fie frică. Dar pe poate îi pierdem toate aici. A, Sofie. Pe tine doc. Avem quest-ul măcar. Ce, crezi tu că prindem ceva de aici? Sunt șanse. Nu, mă, era să ți-am dat ție una. Nu. S-am dat în zonă. A, am găsit o mașină. Sau jumătate Bani. din ea. Bă, n-am găsit fix nimic. Lutează, omoară zombie, că poate ți drop. Uite, a dat un smoke. A intrat măcar prin interior. Da. Eu cum am găsit un cuțit militar? Bravo. Nu-i nimic. Ok, acum să plecăm. În partea aia. Ce, deci mergem la mecanic? Mi se pare că văd acolo o mașină, dar nu știu dacă e întreagă. Hai să mergem. Hai prin case mai bine. Deci să nu ne grăbim chiar așa. Vezi, poți să intri în ea? N-are roți. I-au furat roțile. Vezi dacă găsești de la. Cad de la. N-am Uite. găsit. Blowtorch. N-am găsit. Hai, trei zombi după mine. Hai să vă văd, fetelor. Dansează, fetele. Dansează, fetele. Dansează. Nu am găsit de aici. Dansează, fetele. Ok, hai. În partea aia. Este așa să-mi pun cuțitul militar repede. Am luat un cuțit... Ah, uite-l aici, da. Așa, hai. Nimic. Hai, lasă-le așa. E, nu, v-am vrut să iau lanterna aia. Mă, frate, știi când am eu lag o grămadă? Când primesc un mesaj pe Skype. Mamă! Deci mare pisiu. Și filmare. Uite, lol. Și interesant e chestia asta. Tu mergi, mă, să mă dau în tine. Uite. Vezi? Ah, bă.
Ederi, cred că ăla era mijlocul hărții. Da, ăla era mijlocul hărții. Care? Aia! Uite, vezi, și asta e linia de pe mijlocul hărții. Uite, pe aici știu că mi-am făcut eu odată o bază când mă jucam eu acum un an, doi, sau jumătate de an, nu mai știu. E, văd acolo o bază de fer, dar nu cred că... E, nu de fer, dar văd doar o bază, dar nu cred că... Sper să nu ne deranjeze. Serios. Care erau șansele? Fii atent. Și a făcut baza fix în turn. Ca să nu putem noi să... Păi hai să vedem, poate putem să... Crezi? Nu știu. Hai să mergem. Unde ai dispărut? Eu mă duc în tur. A. Pe prostia. Ok, da. Vezi că poate dăm de cineva. Hai, vin. A, fix pe aici ziceam și o să mergem. Dar așteaptă-mă și pe mine. Te aștept. Cine știe ce se întâmplă. Mai avem două shotgun-e puternice. Hai să fii atent. Da, să știi că... Fix eu. Mergi mă încet, că poate ne așteaptă. Da, mă, dar uite și tu. A, ba nu! Gat, hai, jos! Dă-mă, dracu! Hai, unde ești? Aici. Și trebuie să mergem încolo. Hai, fugi! Aoleu. Nu mai stau nici o secundă. Păi de ce? Nu le-am reparat pe toate. Păi da, dar nu mai vreau să stau nici o secundă. Acolo. Nu mergem înapoi la Libertate? Pe acolo mergeam. Lua, uite, deci se văd doi ochi, o șapcă și o țeavă. Ce mișto. Bă, nu prea am dat noi de nimeni. E bine sau e rău? E rău. Că n-am dat de nimeni. Că dacă n-am dat de nimeni, ne suntem în curând. Dar sper să nu dăm de aia foarte OP. Uite, sau acolo am putea să facem o bază, uite, pe insulița aia. Nu știu, avea ceva să facem pe o insuliță, că știi de ce? Că dacă facem pe o insuliță, trebuie să ajungă pe insuliță înainte să tragă, nu știi? Că nu prea poate să tragă în apă, decât dacă are honey bagger. Sau alte arme. Încolo e liberatorul, da? Mhm. Da, știi ce-mi place? Data trecută când am filmat, știi că a fost o bază spartă. Acum nu mai e. Știi? Adică ce era spart, știi? Au curățat adminii și asta îmi place. Că fac curățenie. Oh. Uite, pe insulița asta am putea noi să facem o bază. Vedem. Hai, mergem bine? Hai că mergem bine. Vezi că ocolim asta din dreapta. Deci. Nu-i să-l asta din față. Mergem pe cealaltă, uite pe asta. Intrăm în oraș? Crezi că găsim ceva? Nu, las, mai bine mergem direct
rezolvam și nu m-am încercat. Ok. Altă misiune. Câtă viață ai? 100. Îmi place cum încearcă să scrie lumea acolo. Hai tu, du-te în față, mă uit decât în asta de poliție. Hai că poate găsesc. Aha, am găsit. O capăbată. Deci ce bulangiu de-a mine? Un pistol. Ce pistol, Cobra? A. Mi-a dat să-l văd. De asta. Cam, uite, mi-a dat. A, și gloanțe pentru el, mersi. A, oh, Luciane. Da. De ce am găsit iară? De ce? Un cartof. Ia. Uite. Uite, la unde gloanțe? Îți place, Luciane, cartoful meu? Uită-te la mine un pic. Uite, uite cartoful, vezi? Nu mai vezi. A dispărut. Știu, fac... vezi, mai sunt și magician, adică... Cel mai rând și crud. Wow! Da, am toate calitățile. E realistic, dacă te arunci în apă de la înălțime mare, se duce cât mai la fund. Ce ziceai că nu eram atent? Deci, dacă sar de la înălțime mare în apă, se duce cât mai jos. Mhm. E mai realist. Pe ce ai vrea să se întâmple? Să putești ca, ca în jocurile mele făcute pe Unity. În alte jocuri... Eu ți-am spus că vreau să fac un joc pe Unity, știi? Ei, știi și când sari în apă, plutești. Pur și simplu, mergi pe apă, ești Jesus, n-ai o treabă. Pa, și după mi-a dat seama că nu știu cum dracu să fac așa că am scos apa din joc. Ah, de fapt, na, nivelele cu apă. Ok, hai, în partea asta trebuie să mergem drept și imediat ajungem. Aoleo, ia uite, spun big pe PvP în baza militară, uite, ești... Mie îmi place că ăștia încerc să dea TPA și chip. Lasă, e de apea au intrat și ei pe server, n-au citit că-i banii. Deci îmi place că am și pistol, am și două încărcătoare în plus pentru pistol și am și o cutie de aia, știi tu, cu gloanțe multe. Și eu am două cutii. Da. Deci avem ce să ne punem în bază, dacă aici găsim mâncare. S-a spawnat un zombie. Și exact. Și ce facem, nu? L-omorăm. Omoară-l tu, stai așa că am niște defecți în text. A, am găsit Stai așa să fac și un bandaj. Dă-mi heal. Eu am prea multe... Ei, știi că o să trească să-mi dai și mie unul, nu? Da, dar îmi dai mâncare. Vezi, în astea găsești. Ei, lasă, am găsit singur. Oricum îți dau mâncare. În astea poți să găsești chestii. A, de ce? Poți să le spargi? Da, nu știai? Nu, nu. Bine, n-am găsit. Uite, ia cuțitul ăsta, că e mai bun. Care? Asta. Așa și uite, ia și bandajul. Dă-mi heal cu el. Hai repede să ajungem, că se face și seara. Mersi. Ok, repede terminăm quest-ul și... Bine, și noi episodul. Dacă e, cumpărăm și ceva de mâncare. Cumpărăm, bă. Bă, ce bine mă simt, frate, bă, că cumpăr ceva într-un joc. Știi, nu fu. Bă, eu știi cum ce-s curios, frate? Cum te nu se ude praful de pușcă de la armele astea? Cine are spinner, să dea like. Cine n-are... Să dea tot like. Așa.
Știam că o să spui asta. Păi nu e adevărat. Păi da. Și cine n-a vizionat până aici nu pasă. Nu le-aș cu seama, se plictisește lumea. Dacă de când suntem... Ah, ok, hai că se face și seară, bă, să știi că a fost cam la fix. Adică nu știu cum să zic. O zi. Da. Mi se pare că este 15 minute seara. Așa, misiunea de unde am luat-o? A, de la locotenent. Ok, hai repede sus. Și asta cât dă? Cred că ne tot, dă mai tot 5, cred că ne dă. Crezi? Așa, și am, le-am reparat, băiețelule. Ok, great work, locotenent. Oswald will get started broadcasting right now. Ok. Ok, a spus că ne mai dă o misiune, dar nu o să vedem acum. Acum, tipul ăsta, Oswald, care era Oswald, e unul dintre picații ăștia, o să poată să transmită prin radio la acest supraviețuitor. Dai seama că supraviețuitori fictivi, na. Te-ai înțeles? Deja, când a fost și cărțiul de Hunter, dacă put, nici să ați like și nu ați zis.